Marcel Ciolacu s-a hotărât. PSD depune azi o moțiune simplă împotriva lui Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene. PNRR este argumentul pe care îl folosește opoziția. Președintele Iohannis a declarat în campania Let's Do It Romania că trebuie să acceptăm cu toții că marginea drumului și albia râului nu sunt gropi de gunoi. De azi încep înscrierile pentru loteria abonamentelor la Festivalul Internațional George Enescu 2021, care se va desfășura între 28 august și 26 septembrie la București și în mai multe orașe din țară, cu tema O istorie din iubire. Și cel mai bine se trăiește în Auckland, Osaka, Adelaide și Tokyo, potrivit unui top The Economist. S-a ținut cont de felul în care a fost gestionată pandemia, iar din acest motiv orașe din Europa au ajuns spre coada clasamentului. Știi!